Până duminică 13 martie are loc cel mai mare târg de turism din lume, la Berlin, unde județul Satu Mare participă pentru prima dată. România are un stand modern de 400 metri pătrați, cu peste 50 de participanți din partea județelor și a firmelor private, Satu Mare fiind regiune parteneră. În cadrul târgului, România își prezintă nu numai obiectivele și atracțiile turistice, ci și zestrea culturală prin dansuri și muzică. Prezența sătmărenilor la acest târg este îmbogățită prin participarea meșterului popular Ana Mare, care expune obiecte lucrate manual, precum păpuși îmbrăcate în port tradițional oșenesc, pălării oșenești, traiste, zgârzi, dar și prin prezența maestrului olar din Vama, István Figeiza. Seara României a avut loc în 9 martie, fiind un eveniment savurat de toți cei prezenți. Pe lângă prezentarea regiunii partenere, participanții au putut gusta din produsele culinare tradiționale și binecunoscutele pălinci. Județul Satu Mare are alocat un infodesk în cadrul standului României, aici prezentându-se și promovându-se vizitatorilor destinații de turism din județ, punându-se la dispoziția doritorilor broșuri în limba germană și engleză. De asemenea, pentru creșterea atractivității, vizibilității și promovarea imaginii județului Satu Mare sunt oferite vizitatorilor obiecte promoționale cu însemnele județului,